Bună tuturor, eu sunt Alex Ploscar și astăzi m-am gândit să vin în ajutor persoanelor care vor să slăbească, persoane care se află în perioada de slăbire. Știu că este foarte greu în această perioadă pentru că trebuie să mănânci foarte puține calorii și tocmai de aceea poate ai momente în timpul zilei în care efectiv ai vrea neapărat să mănânci ceva, dar nici să nu mănânci foarte mult ca să-ți afectezi numărul total de calorii. Și tocmai de aceea astăzi am să vă arăt 5 snack-uri, fiecare având sub 250 de calorii, astfel putând să vă bucurați de ele fără va afecta rezultatele pe termen lung. Spre exemplu, înainte să încep, această dată am ales niște snack-uri sănătoase pentru că de fiecare dată este bine să te bazezi pe lucrurile sănătoase, pe alimente neprocesate, dar vreau să zic că poți să consumi și alimente nesănătoase în porții mici, pentru că la finalul zilei cel mai important este să fii în deficit caloric. Atâta timp cât ești în deficit caloric, o să slăbești. That dump shaker. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby, mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Buku, bitch, you stand my bed. I got scouts. Primul snack este această brânză de la Făgăraș. Spre exemplu, este foarte bună pentru că are un conținut foarte ridicat de proteină. Din câte vedeți, are 13 grame de proteină din 100 de grame. Caloriile sunt foarte scăzute. Spre exemplu, pentru acest recipient care are 200 de grame, sunt undeva la 230 de kilocalorii, ceea ce este sub 250 de kilocalorii, după cum am spus. Și, spre exemplu, dacă mai ai calorii la îndemână, poți să îl combini cu diferite alune sau o lingură de dulceață. Al doilea snack pe care l-am ales este batonul proteic. Este foarte la îndemână, numai că e foarte important de fiecare dată când îți iei un baton proteic să-i citești valorile nutriționale. Probabil când îl iei zici, da, are multă proteină, dar sunt foarte multe batoane proteice care au un conținut foarte mare de zahăr. Și acel zahăr în niciun caz nu mai compensează numărul de proteine. Spre exemplu, acest baton are 3% zahăr, ceea ce înseamnă că 3 grame de zahăr pe 100 de grame. Da, dar batonul ăsta are doar 60 de grame, ceea ce înseamnă că este mult mai puțin zahăr. În total, cred că are undeva la, pentru 100 de grame, are 360 de calorii și înseamnă că pentru 60 de grame, undeva la 200-210 calorii. Ceea ce este foarte, foarte bine. Și este mult mai ușor de consumat pentru că, spre exemplu, doar îl iei, îl desfaci și îl mănânci. Nu trebuie să prepari ceva și durează foarte puțin timp. Al treilea snack pe care l-am ales, rondele din orez expandat. Spre exemplu, poți să consumi, cum sunt acestea, fără aromă, dar sunt și diferite cu aromă de ciocolată sau cu aromă de vanilie, dar acelea au cu siguranță mult mai multe calorii. Spre exemplu, acestea sunt foarte bune pentru că nu au zahăr, ceea ce înseamnă că au indice glicemic scăzut. Spre exemplu, au doar 0,9 grame de zahăr pe 100 de grame. Pe 100 de grame are undeva la 397 de kilocalorii, dar îți garantez că mănânci undeva la 50-60 de grame și-ți de ajuns. Spre exemplu, acest pachet are undeva la 100 de grame și ar veni jumătate, undeva la 10 rondele de orez, ceea ce este chiar foarte mult. Și de asemenea are și un aport ridicat de fibre, de care avem nevoie în timpul zilei și din foarte puține alimente reușești să-ți iei aportul de fibre necesar. Al patrulea snack, acesta îl folosesc de foarte multe ori, mai ales seara, în timpul perioadei de slăbire. Tonul, în special, este foarte important să îți iei ton în suc propriu, niciun caz ton în ulei sau în alte condimente. Spre exemplu, acest ton pentru 100 de grame are doar 191 de kilocalorii și are un conținut foarte, foarte ridicat de proteine, 25 de grame de proteine pe 100 de grame. Înseamnă că un sfert din cantitatea aceasta de ton este legată de proteine. Și mai ales în perioada de slăbire este foarte important să ai aportul proteic mai ridicat pentru a-ți menține masa musculară. Și, spre exemplu, aceasta poți să o combini în diferite salate cu roșii, cu castraveți, pentru că acelea au oricum un număr foarte scăzut de kilocalorii și tot nu o să depășești 250 de calorii. Și de asemenea au un aport ridicat de minerale, de vitamine și o să fie un plus foarte mare. Pentru al cincelea snack, ceea ce recomand de fiecare dată, ar fi fructele sau legumele, pentru că au un număr foarte scăzut de calorii și au mulți nutrienți, multe vitamine, multe minerale. Și poți să mănânci în cantitate mult mai mare. Spre exemplu, o banană de dimensiunea asta are undeva la 100-120 de calorii și are carbohidrați cu asimilare rapidă și îți oferă și foarte multă energie. Și pe lângă asta, este și foarte bogată în potasiu.
Dar poți alege și alte fructe, cum ar fi acum cum este perioada verii, poți să mănânci pepene și poți să mănânci chiar foarte mult și chiar simți sațietate de la el și are puține calorii și are foarte multe valori nutriționale pozitive. Cam acestea au fost snack-urile pe care am vrut să ți le recomand astăzi. Dacă văd că ți-a plăcut acest tip de videoclip, am să mai fac și altul, pentru că am mult mai multe snack-uri pe care le folosesc în timpul perioadei de slăbire sau poate am să fac și snack-uri din timpul perioadei de masă musculară. De asemenea, dacă vrei să vezi ce consum în fiecare zi, ce mâncare mănânc, poți să intri și pe profilul meu de Instagram, acolo postez destul de des în story-uri lucruri legate de acest aspect, i-am lăsat linkul jos în descriere. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, m-ar ajuta dacă ai apăsat butonul de like și butonul de subscribe. Cam atât a fost pentru astăzi, ne vedem data viitoare!